Salut și bine ne-am găsit la un nou minigame pe Hive. De data asta jucăm Sky Giant. Este un minigame care a apărut ieri, parcă, sau alaltă ieri, nu mai știu exact. Nu, cred că ieri a apărut. Și, dacă nu știți, scopul acestui minigame este să îți aperi Giantul. Și pentru asta ai nevoie de o armură bună și o sabie bună. Așa că vom sparge lucrurile de Diamond. De aici, minereurile de Diamond, pentru că astea ne dau armuri și săbii, și vom avea nevoie și de gold. Vă arăt imediat cum e goldul. Sunt pur și simplu blocuri de gold. Și am nevoie și de level. Ok, lapisul ăla a căzut, dar nu-i nimic. Am nevoie de mult mai mult diamond. Voi căuta eu pe aici. Și scopul este să îți aperi giantul, după cum am mai spus, și să atați giantul celorlalte echipe. Sau giantul. Oricum nu știu cum se pronunță exact, dar undeva pe acolo, giant. Noi o să-i spunem zombalău, ok? Pe românește, zombalău. Bine, nu așa se traduce, dar... Și nu mai găsesc, frate, niciun bloc de, de gold să vă arăt cum e. Uite, așa e blocul de gold. Ok, așa e blocul de gold. Și pe ăla trebuie să-l minați. Credeam că tipul ăla mi-a luat pantalonii. Minați goldul ăsta și vă arăt eu imediat ce faceți cu el. Și trebuie mult diamond să minați. Pentru că dacă minați diamond, nu veți folosi așa mult gold. Și hai să-i dăm și tipului ăsta niște pantaloni. Ok, și mi-a luat și eu damage acum din cauza lui. Nu trebuia să-i mai dau pantalonii. Pentru că este puțin cam rău tipul. Ok, a și căzut, așa merită. Chiar dacă este în echipa mea, nu-mi pare rău pentru el, pentru că s-a băgat peste goldul meu. Bun, și haideți să mergem aici la mid, aici la spawn, pardon, și să găsim villagerul. E nu e aici, probabil este sus, pentru că am mai jucat odată pe această mapă. Și este foarte greu să câștigi, deoarece sunt cu echipieri proști, da, proști, proști, care s-au afecat și nu fac absolut nimic. Și hai să vedem ce avem noi. Avem doar o pereche de pantaloni și hai să-mi iau și un chestplate și o pereche de buți. Și să merg în mid. Ei nu mi-a luat papucei. Și cred că nu mi-am luat. Dar acum mi-am luat. Și hai să mergem puțin în mid. Cred că s-a dat drumul PvP-ului. Să mănânc ceva. Și hai să mergem în mid rapid. Noi suntem echipa albastră. Chiar îmi place albastru. E o culoare pe care o ador. E una dintre preferatele mele. Și mai luăm niște gold. A, și gold mai primiți atunci când omori pe cineva. Omori pe cineva și primești gold. Asta e super șmecher. Și fraților, dacă vă place minigame-ul ăsta sau dacă vă place ideea, nu știu, nu uitați să apăsați butonul de like. Vreau să vă foarte multe like-uri pentru că sunt printre primii, cred, care a filmat jocul ăsta, minigame-ul ăsta. Merit și eu niște like-uri acolo, sper. Ok, și nu știu unde este. Tipul ăsta nu-i cu noi în echipă, așa că putem să-l batem, ne permitem. Nu știu unde este Enchanting Table-ul. Pentru că am nevoie de el. De Enchanting. Ok, mai au niște lemn. Nu am voie să iau lemn. Nevoie de Enchanting. Hai să-l batem pe tipul ăsta dacă reușim. Ok, avea puțină viață. Tipul. Și ce îmi place la minigame-ul ăsta este că te respawnezi și nu mori direct. Asta e super șmecher. Ok, să atacăm un giant. Bun, și era să mor aici, chiar m-am speriat. Dar am nevoie de enchanting și nu știu unde e enchanting-ul. N-am nici blocuri. Ok, voi ataca giantul ăstora și papa tipule. Ok, m-am dus și eu cu el. Și să vedeți că
Vă respawnați doar, nu muriți complet. Bun. Probabil va fi destul de lung episodul ăsta. Haideți să mergem înapoi. Ok, ce caută un verde la noi, nu știu. Dar hai să-l batem. Și el a găsit enchanting table-ul. Ok, și se duce acum și atacă zombiile nostru. Și nu pot să îl bat eu acum pe el, pentru că stă aici în zombie. Nu pot să îl atac. Ok, dar cu echiperul meu nu prea vrea să îl... Nu înțeleg cum ne bate tipul ăsta așa pe amândoi. Hai, tipule. Ok, hai că l-am bătut. Bun. Ne-a atacat ceva. Suntem cea mai slabă echipă acum, din păcate. Dar nu știu unde e enchanting table-ul. Am nevoie de enchanting. Sus aici sau ceva? Nu, nu e aici. Habar nu am. Probabil e în mid pe undeva. Nu știu unde e. Trebuie să joc mai mult mid-game-ul ăsta ca să aflu unde e enchanting-ul și nu știu dacă vom reuși să câștigăm, pentru că... Ok, am găsit enchanting aici și nu ne vede nimeni. Sharpness. Perfect. Hai să-mi enchantez și pantalonii și toate chestiile și nu-mi pasă dacă cineva mă omoară acum. Projectile. Protection 1. Și projectile. Ok, nu prea sunt norocos, dar nu-i nimic. Ia să mai pun o dată aici în enchant. Să văd dacă... Protection 1. Ok, am Protection 1 măcar pe pantalon și pe cască. Să mai iau o dată astea. Projectile, Protection 1. Hai că iau Protection 1. Pe chest plate și pe buți. Mai apuc eu ceva? Projectile, nu. Dar oricum suntem mai OP acum. Avem și o sabie mai bună și hai pe echipa... Volt sau nu știu ce aici. Hai pe echipa asta. Și sper să fac parkour-ul și cineva mi-atacă giantul, asta s-a auzit. Și am nevoie și de un arc, trebuia să-mi cumpăr un arc. Ok, cineva mi-atacă giantul ca lumea. Hai să-l atacăm și noi pe ăsta. Îl atacăm ca lumea, spamăm aici. Ok, și probabil acum vor veni tipii pentru că aud că cineva le atacă giantul. Nici nu știu ce echipă atac. Ok, atac echipa verde. Și nu e niciun coechipier de-al lor să vină aici. Ok, hai că a venit un coechipier. Și ne mai învârtim pe aici. Ok, panda ăsta joacă foarte bine. Sau are hack. Nu are hack, joacă foarte bine. Și hai să mai atacăm puțin giantul lor. Și a venit toată echipa. Pentru că este o comandă să te spawneze la spawnul tău. Și noi mai avem foarte puțină viață. Ok, dar am reușit să atac și echipa verde. Ok, hai, tipe și construiesc aici. Sper să nu mă dezamăgească cu echipierii mei. Și eu mai atac alte echipe. Pentru că este nevoie să și ataci. Nu doar să te aperi. Ok, și hai pe echipa verde să mergi. Sau ce o echipă o fi aici? Pentru că atunci când cineva vede că o echipă are cea mai puțină viață, ei se duc pe echipa aia și noi cam avem cea mai puțină viață. Ok, probabil o echipă deja a fost eliminată, ceea ce nu-i prea bine. Tipii ăștia sunt pe apărare din câte văd și sunt mulți aici, foarte mulți. Ok, sunt o grămadă de coechipieri de-al lor care mă atacă pe mine și dau o grămadă de săbii în mine. Și tipii sunt cam varză toți, dar nu avem ce să le facem. Ok, acum lumea va ataca echipa verde și după va veni pe echipa noastră. Deci, haideți să atacăm și puțin goldul. Să mergem să-mi iau niște chestii de aici. De la villager care este sus. Nu aici. Cred că este acolo. Ei, și bine că tipii ăștia au făcut o bază aici. Chiar sunt mulțumit de ei. Pentru că aici contează foarte, foarte mult echipa. Și dacă aveți tip din ăștia care stau AFK aici sau... Sper să nu stea AFK tipul. Ok, și mi-am luat niște săgeți. Acum voi coborî jos.
Ca să nu cobor sus. Voi încerca să merg să atac pe altcineva. Adică pe echipa Gold. Aș vrea să o atac puțin. Bun, cred că e cea de acolo, echipa Gold. Și din păcate Magenta a fost eliminată deja. Eu am nevoie să mănânc. Și vom face altfel. Bun. Așa, și am făcut și parcurul. Vom face ceva mai diferit tura asta. Ne vom strecura. Ne vom strecura pe aici. Și vom lua niște bucăți de lemn. Voi urca într-un copac rapid. Vreau să urc într-un copac. Sau oriunde. Ok, tipul ăsta nu a văzut nimic. Dacă tipul ăla m-a văzut. Hai să mă strecor eu pe aici. Să încerc cel puțin. Ok, am reușit să urc aici. Mai am nevoie de ceva chestii. Ia să le fac eu așa și să mă mai urc sus. Să nu mă urc jos. Doamne, cu pleonasmele astea. Ok, hai să le atacăm și lor echipa. Sper că nu mă vede nimeni aici. Ok, le-am atacat ceva echipa. Aveam nevoie de un enchant pe arc. Ok, sper să nu mă vadă tipul ăla. Nu mă vede. Dar și Goldul își ia mult damage din cauza mea. Și după ce mă omoară tipii ăștia, mă duc și îmi iau și cred că m-a văzut. Și le dau foarte mult damage. Și așa și... Ok, cineva deja m-a văzut. Nu-i prea bine. Ok, m-au văzut tipii și ceea ce nu-i prea bine. Ok, și acum toți vor să vină pe mine. Dar e foarte bine că le-am dat mult damage. Și papa, tipule. Ok, și cineva atacă echipa mea. Nu mai am săgeți. Ok, nu mai am săgeți. Nu am ce să fac. Hai, tipilor, urca sus aici. Și îl omor repede pe tipul ăsta. Sau mă omoară. Ok, am fost eliminați. What the fuck. Bun, oricum am atacat celelalte echipe și mai aveam foarte puțin să câștigăm și noi. Dar nu-i nimic, fraților. Am și niște săgeți pe aici. Și cam atât și cu acest episod. M-am chinuit să înregistrez. Cred că 10 episoade am înregistrat și tot n-am reușit să câștig, pentru că am avut o echipă foarte slabă. Și mă scuzați. Cam atât și cu acest episod. Până data viitoare, eu am fost Alex. Nu uita de like și share și subscribe. Pa, pa!